nu a fost numai un exercițiu prin care am dorit să demonstrăm capabilitățile militare de care dispun armatele țărilor participante, ci a fost un exercițiu în care s-a dorit să se obțină un efect maxim pe linia interoperabilității, pe linia planificării, coordonării și conducerii integrate a acțiunilor în teren. A fost o sincronizare perfectă între forțele terestre și forțele aeriene, a fost o sincronizare perfectă între focul infanteriei, focul artileriei, focul elicopterelor și al avioanelor. Nobody should wonder for a minute whether or not the United States is committed to NATO and to stability and security in Europe. You saw evidence of that today. When the United States is serious about something, we put money on it and we put our great young men and women on it. And so you saw American soldiers today, another demonstration of our commitment to the alliance and to security and stability in Europe. Un exercițiu foarte deosebit, atât prin amploarea lui, cât și prin numărul de participanți, dar și faptul că aici au participat ostași români, americani, dar și invitați din mai multe state, a făcut din acest exercițiu un exercițiu internațional foarte reușit, după părerea mea, și ați văzut adineori, i-am felicitat pe comandanții care au condus unitățile care au participat la acest exercițiu.